give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine. Hello, bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela și în clipul de astăzi avem din nou jurnal parfumat. De data asta o să fie puțin mai interesant. Asta pentru că am două parfumuri terminate, unul care va pleca din păcate din colecția mea și o să discutăm imediat și de ce pleacă. Și mai am câteva parfumuri și combinații pe care le-am purtat în ultima vreme, despre care vreau să vă vorbesc. Părul meu stă puțin în ce direcție vrea el, pentru că este proaspăt spălat. Cu ce să începem? Hai să începem cu parfumul care pleacă din colecția mea și pleacă în combinație cu crema de corp. Într-una din zile am purtat această combinație și anume crema de corp de la Avon Imari Naturel împreună cu parfumul Imari Naturel care arată așa. Mă uit pe aici să văd dacă am niște blotere. Dar nu am, o să vă spun așa în mare părerea mea despre acest parfum. Ei bine, acest set o să plece către o prietenă foarte dragă. Mă, loțiunea de corp am folosit-o de vreo 2 ori, dar am turnat în palmă, nu am contaminat produsul, iar parfumul l-am folosit, vedeți, că l-am purtat. Motivul pentru care acest parfum o să plece din colecția mea este pentru că, din punctul meu de vedere, se aseamănă destul de mult cu Flower Bomb. Mi se pare un miros extrem de cunoscut în momentul în care l-am purtat. Mi se pare că se aseamănă destul de mult cu Flower Bomb, doar că avem ceva piersică și este un pic mai dulce decât este Flower Bomb. Reușesc să resimt ceva piersică, musc, un pic de vanilie, parcă și ceva iasomie pe acolo. Este destul de greu de descris, dar ia stați să vă pun pe pauză să mă duc să-mi iau niște blotere, că așa nu facem nicio treabă. Gata, am revenit și cu blotere, dar am revenit și cu telefonul și cu Fragrantica, pentru că a apărut Imari Naturel și pe Fragrantica. Haideți să vă spun ce note ne listează ei pe Fragrantica. Ne spune că la acorduri am avea trandafir, ambrat, mosc, pudrat, fructat, patchouli, floral, dulce, animalic, lemnos. Se deschide cu trandafir de mai, bergamot, fructe roșii, în mijloc avem piersică, magnolie, iasomie, iar în bază ambră, mosc și patchouli. Vă spuneam că pentru mine seamănă destul de mult cu Flower Bomb, doar că un Flower Bomb cu piersică nu e la fel de ceios, puțin mai dulce și sincer nu prea văd sensul în a-l avea neapărat în colecție. L-am luat pentru că în general iau mai tot ce este cu piersică, dar da, mă duce cu gândul înspre Flower Bomb, doar că avem ceva piersicuță. Dacă mi-ați urmărit clipurile, știți că eu am terminat destul de recent un Flower Bomb, așa că nu pot să zic că mă fascinează extrem de mult ADN-ul ăsta. El este un parfum foarte fain și Flower Bomb mi-a plăcut la un moment dat. Ne l-am folosit, l-am terminat. Nu este un parfum pe care să mi-l doresc în continuare în colecție, dar e fain, e dulceag, ușor pudrat, ușor floral, un pic apos, se simte și piersicuță și are și ceva lemnos acolo. Ei nu prea listează, nu listează, cred că nimic lemnos, nu listează, dar reușesc să resimt. Este fain parfumul dacă vă doriți un parfum în sfera... Nu este clonă Flower Bomb, nu este 1-1 cu Flower Bomb, mi se pare că duce cam în aceeași zonă de miros. Sunt curioasă dacă cineva l-ar fi asemănat cu ceva pe Fragrantica. Văd că este asemănat cu Chloe Nomad. Nu mi se pare că duce în Chloe Nomad și l-a mai asemănat cineva cu Amor Infinit de la Navitus Perfume. Mie mi se pare că duce un pic înspre Flower Bomb, dar setul ăsta o să meargă către o prietenă. Uite că avem în seria asta de jurnal parfumat și un parfumel care pleacă. El e fain, îmi place mirosul, m-am bucurat de el atunci când l-am purtat, dar nu îi văd sensul la mine în colecție. Am terminat un parfum în sensul ăsta, așa că prefer să fac cadou parfumul împreună cu... loțiunea de corp.
Într-o altă zi am purtat o combinație foarte interesantă între acest clipici de corp de la Body Boom Shimmer Gold Highlighter, care arată așa. Este un ulei uscat care are în compoziție sclipici pentru corp și miroase ușor dulce prăjituros și l-am purtat în combinație cu ceirosa 62 pentru că mi s-a părut că se potrivesc foarte bine mirosurile și am avut dreptate. Despre ceirosa 62 nu mai este nevoie să vă spun nimic, avem fistic și caramel sărat, l-am purtat și singur. L-am combinat și cu sclipiciul ăsta de corp, l-am purtat și în combinație cu pistachio gelato, l-am purtat în toate felurile. E un parfum fain, este plăcut, nu e neapărat ceva după care să mă leșin. Eu am mai avut o sticlă de 30, am terminat-o. Asta este o sticlă mai mare pe care am primit-o de la o prietenă. Îmi place mirosul, nu știu sigur dacă după ce o să termin sticla asta, o să mai recumpăr ceirosa 62, dar rămâne de văzut, o să mai vedem. Dar sclipiciul ăsta vi-l recomand, se aplică foarte ușor, se adaptează nuanței pielii și are și el un miros dulceag, așa, ușor prăjituros, dar și sărat, într-un fel foarte interesant. Combinație foarte bună, ăsta este și-l puțin parfumat, apoi am venit cu ăsta, s-au combinat perfect. O să termin acest ceirosa 62 și o să văd apoi dacă simt nevoia să-mi le readuc în colecție. Nu știu ce să vă zic, o să mai vorbim. Îmi place mirosul, m-am cam plictisit într-un fel de el. Nu este nici nimic care să mă dea pe spate sau să mă leșine, dar mai am parfumuri care au fistic. Țin minte că l-am combinat inclusiv cu Girl of Now de la Elisab, că nu ținea la fel de mult atunci, așa că l-am combinat cu ăsta și aia a fost toată treaba. Foarte mișto, îmi place mirosul, doar că nu știu dacă o să-l mai aduc în colecție după ce-l termin. Hai să vă arăt un parfum terminat. Am terminat un parfum pe care l-am tot folosit în ultima vreme și am terminat un J.Lo Miami Glow. Nu mai am nimic aici. Băi, m-a obsedat parfumul ăsta în ultima perioadă, l-am folosit până la ultima picătură, l-am folosit atât la muncă, l-am folosit acasă, l-am folosit seara când mă puneam la somn, pentru că e parfumul ăla săpunos, soapy, care îți dă senzația de curat, dar este combinat în același timp cu altceva. Îmi place că avem fructe tropicale, izul ăla săpunos, mă duce cu gândul și la plajă, mă duce cu gândul la plaje tropicale, dacă vreți, dar în același timp, îți dă și izul ăla de proaspăt, de curat. Miroase ca și cum te-ai fi spălat cu un gel de duș cu arome tropicale, ai ieșit din duș și uite că folosești acest J.Lo Miami Glow. Mai am o sticlă, o să mă bucur de ea pentru că îmi place foarte mult aroma lui. Este un parfum pe care l-am adorat în perioada asta. Îl am de ceva timp în colecție, l-am neglijat o perioadă, dar acum l-am luat la purtare și mă bucur în continuare de el. Foarte fain, mă bucur că am ales un parfum pe care să-l folosesc în vara asta, unul ușor mai atipic și uite, dacă vreți să folosiți un parfum pentru vară și nu vreți să mirosiți ca toate persoanele din jurul vostru, încercați să purtați J.Lo Miami Glow, pentru că e o variantă bună, e un parfum fain, extrem de potrivit pentru vară, dar aveți grijă la izul ăla săpunos. Sticla asta o să meargă în cutia cu parfumuri terminate. Apoi, am mai purtat o dulcegărie și am purtat Moschino Toy 2 Bubblegum, parfumul pentru care am avut o obsesie anul trecut și acum 2 ani și continuă obsesia pentru că este un parfum pe care eu una îl ador. Miroase într-adevăr a trandafir cu gumă de mestecat și scorțișoară. Mie îmi place foarte mult, e un parfum vesel, e un parfum jucăuș, un parfum dulce pe care îl poți folosi și în anotimpul cald, care nu leșină pe nimeni, care îți dă, te face să miroși bine, dar în același timp un pic jucăuș, are ceva acolo care îl face deosebit. Mie îmi place, în momentul în care l-am terminat mai demult, i-am simțit lipsa, așa că în viața mea a venit o sticlă mare și o folosesc cu mare drag. Este unul dintre parfumurile mele preferate.
Categoric nu pleacă nicăieri, că de-aia am o sticlă mare. Apoi am purtat și Jo Malone Ginger Biscuit. Și o să ziceți, prietena, ai purtat Ginger Biscuit pe căldură? Da, pentru că, deși este un parfum gurman care miroase a biscuiți cu ghimbir și se simte miros de ghimbir și de ceva blat, nu este extrem de dulce. Are foarte, foarte puțină dulceață acolo. Haideți să căutăm și pe Fragrantica să vă spun notele lui. Ia să vedem. Ginger Biscuit. Varianta se deschide cu ghimbir, scorțișoară și nucșoară. Apoi avem caramel și alune în mijloc, iar în bază vanilie și boabe tonka. Nu este un parfum care să se îndulcească foarte mult. Nu este un parfum care să te facă să leșini. Mi se pare un gurmand soft, destul de condimentat, pe care îl poți purta inclusiv pe căldură, cum l-am purtat și eu în perioada asta. Îmi place foarte mult parfumul și m-am pus pe folosit parfumurile mai scumpe, indiferent de unde mă duc, cum mă îmbrac, nu contează. Important e că eu să mă simt bine în momentul în care port parfumul și oricum niciunul dintre parfumurile mele nu pot să zic neapărat că mă poartă. Acum o să port Kenzo Jungle pe 40 de grade, dar Ginger Biscuit mi se pare că se potrivește fix în orice anotimp și mi se pare că proiectează mult mai bine acum când este cald. O să-l mai port, o să mă mai joc cu el și o să văd exact care este treaba cu el, dar îmi place. Vedeți că am consumat ceva din 100 de mililitri, pentru că e un parfum pe care îl ador, un parfum pe care mi l-am dorit din momentul în care l-am mirosit prima dată și nu regret. Am atâtea amintiri cu parfumul ăsta, l-am purtat inclusiv de Crăciun. Și l-am purtat și acum, pentru că, într-adevăr, acum se simt mai mult condimentele decât notele gurmande din el. Dar e în continuare soft, e blând. Jo Malone oricum nu face parfumuri extrem de puternice, parfumuri care să te scoată afară pe ușă în momentul în care intri undeva. Și mi se pare că ăsta este atuul lui și că atuul ei, de fapt, și atuul lui al brandului, dar atuul ei, că ea este creatoarea, sau mă rog, se menține în continuare ideea, pentru că ea are un alt brand acum. Având ingrediente naturale, destul de ușoare, destul de bine blenduite, destul de soft, parfumurile nu sunt extrem de puternice sau de greoaie. Mi se pare că parfumurile de la Jo Malone pot fi purtate indiferent de anotimp. Nu știu Velvet Rose and Oud, dar iau Mire and Tonka, pe care l-am purtat într-una din zile când era mai cald afară, dar l-am purtat mai spre seară. Am purtat Ginger Biscuit, am purtat Peony Blase din Disper and Frisia, Scarlet Poppy. Am purtat toate variantele de la Jo Malone pe care le-am, inclusiv pe căldură, și îmi plac. Și mi se pare că și ăsta este un parfum condimentat, o gurmânduță așa, care se comportă absolut demențial pe vreme caldă, cel puțin din punctul meu de vedere. Cele care l-aveți, aștept să-mi lăsați mie în comentarii părerea voastră. Apoi, am mai purtat, pentru că o altă obsesie, am început să-l ador în ultima perioadă, am mai purtat Princess, pentru că este bejaua pufoasă, ceioasă, moscată, pe care eu o iubesc. Și v-am spus că acum pe căldură îl simt mai dulce și îmi place mult mai mult. Are o persistență medie, e și soft și delicat, dar cine este pe lângă tine simte că te-ai dat cu ceva. Îmi place foarte mult parfumul, vă recomand să-l încercați prin Obsentum, prin butic, pe unde vreți voi, dați un nas pentru că este fain. Acum, eu această sticlă am primit-o de la un om foarte drag sufletului meu, îi mulțumesc din tot sufletul pentru acest cadou minunat. Dar dacă ar fi fost să-mi cumpăr eu un parfum de la Kilian, nu știu sigur dacă m-aș fi îndreptat spre acesta. Ar fi putut să, la capitolul preț, să mai lucrez un pic. Mi se pare un pic cam pricey pentru modul în care miroase. Da, e drăguț, e frumos, e plăcut. Se contopește bine cu pielea ta, miroșa bezea pufoasă, dulceagă, e fain, e foarte fain, dar și foarte bine făcut,
cred că ar fi putut să fie un piculeț, un piculeț, un piculeț mai ieftin ca și preț. Dar e un parfum fain, mie mi se pare că se potrivește foarte, foarte bine pe vreme caldă și în perioada asta îl port cu mare drag. Cred că l-am purtat în ultima săptămână de minim 3 ori. Și îmi place, nu pleacă nicăieri. Apoi, am mai purtat un parfum, asta este o parțială pe care o am de la o altă prietenă și mă bucur că mai facem schimb de parfumuri între noi pentru că e fain și uneori poate nu vreau neapărat o sticlă full dintr-un parfum. Dar am primit de la o prietenă foarte dragă acest La Petite Robe Noire Eau Fraîche, care vedeți că mai are în el și a doua sau a treia oară când îl port de când îl am. Îmi place foarte mult, eu iubesc ADN-ul de la Petite Robe Noire și îmi plac toate variantele de la Petite Robe Noire. Într-adevăr, aici avem în continuare la Petite Robe Noire, chiar dacă îi listează cu totul alte note, dați delete, pentru că el în continuare este un la Petite Robe Noire. Și deși este o apă fresh și este o apă de toaletă, dacă nu mă înșel, ia asta să văd dacă scrie. Nu, e o apă fresh. Nici măcar o apă de toaletă, persistă de mor. Cel puțin acum, pe vreme caldă, persistă. Dacă sunteți iubitoare ale ADN-ului de la Petite Robe Noire, dar pe 40 de grade nu-l puteți purta, cum nici eu nu pot, puteți să purtați foarte lejer acest Eau Fraîche. Menține în continuare ADN-ul de la Petite Robe Noire. Se resimte vișină, nu simt cireașa aici, e mai mult înspre vișină sau o cireașă amăruie. Se resimte în continuare vișină, cireașa, o să-i zic așa. Resimt în continuare lemnul dulce. Resimt în proporție de 98% ADN-ul la Petite Robe Noire, doar că e mai fresh. Să zicem că e mirosul care rămâne pe piele din la Petite Robe Noire după 3-4 ore de purtare. Dar e foarte fain și se comportă foarte bine pe căldură. Și dacă iubiți ADN-ul și vă place acest ADN, e superb, e superb. Nu știu dacă se mai găsește, dacă se mai găsește, dați-i o șansă. Eu îl mai am pe ăsta și mai am un pic din Black Perfecto, dar mi-a plăcut mult mai mult decât Black Perfecto, varianta clasică, varianta intens pe care am mirosit-o, dar am rămas cu Black Perfecto și cu varianta asta. O să mă bucur de ambele, e fain. Dacă îl aveți, vă încercați-l vara asta că e bombiță. Mai mult de atât, nici nu trebuie să vă faceți griji că nu ar persista. Apoi, am purtat și un parfum care se aseamănă destul de mult cu Kylie Eden Juicy Apple. Era să spart indicii, dar nu e Juicy Apple. Și vorbim despre acest Ariana Grande Thank You Next 2.0. Eu mai am cam atât în sticla asta, sper ca vara asta să îl termin. Avem un măr roșu împreună cu alte fructe roșii, ceva bezele, ceva frișcuță, un parfum drăguțel, jucăuș, uplifting așa și răcoritor, că e și ușor dulceag și ușor acrișor, fain, fain. O să rămână în colecția mea, o să mă bucur de el până când îl termin, pentru că pe măsură ce am terminat sticlele de Ariana Grande mi le-am păstrat, dar nu pot să zic că este un parfum pe care să mi-l aduc din nou în colecție în momentul în care îl voi termina. E foarte fain, mi se pare potrivit pentru adolescente, pentru fete mai tinerele, dacă iubiți ADN-ul ăsta de... Dacă vă plac parfumurile în genul lui Eden Juicy Apple sau dacă vă plac parfumurile fructate, îl puteți purta lejer. Nu e un parfum pretențios, e un parfum așa, de toată ziua, de voie bună și cam atât. Și mi se pare că din toate astea fructate ale ei, mai puțin Cloud 2.0 pentru că ăla pe mine persistă destul de mult, dar din toate variantele astea fructate, ăsta a persistat cel mai bine dintre toate. Adică e decent. Am mai purtat un parfum, unul pe care îl iubesc, de la Maison Martin Into the Wild. Iarăși un parfum superb care are ghimbir. Vedeți cumva un tipar?
ghimbir, ghimbir. Doar că în Into the Wild avem un ghimbir. Hala, doamne, bine să-l torn pe mine, dar sunt dată cu altceva. Aici avem un ghimbir mult mai soft. Nu... sau poate un ghimbir mai verde. Hai să-l căutăm pe fragranticuța ca să vă spun și notele, pentru că nu v-am mai vorbit despre parfumul ăsta de destul de mult timp. Maison Martin Into the Wild. Haideți să-l vedem. La acorduri avem cald condimentat, aromatic, proaspăt condimentat, floral, tropical, lemnos, citric. Și se deschide cu babe de nupăr, cardamom, piper, nu le simt. În mijloc avem frangipani, ghimbir, magnolie, iar în bază ciocolata măruie. Pentru mine parfumul ăsta e vară într-o sticlă. Avem un ghimbir crisp, avem ca și cum ai mușca practic dintr-un ghimbir, mă, și bâlbâi. E foarte parfumat, e extrem de plăcut mirosul lui și extrem de răcoritor. Nu pot să zic că simt notele pe care ei le listează pe Fragrantica individual și are un pulverizator extrem de fin. Ce reușesc să le simt într-adevăr foarte mult sunt condimentele. Simt ghimbir, simt cardamom, dar nu este deloc dulce. E un parfum foarte fresh, foarte răcoritor. Este un parfum unisex, dar extrem de fain. Dacă vă doriți ceva deosebit pentru perioada de vară și poate vreți ceva mai ieșit așa din comun, vă recomand să încercați parfumurile de la Maison Martin. Mie Into the Wild, să știți că mi-a plăcut destul de mult. Eram între acesta și altul care mi-a plăcut de la ei, dar l-am ales pe ăsta pentru că mi s-a părut că este altceva. În momentul în care îl dai pe tine și se deschide cu toate condimentele alea și predominant eu reușesc să resimt nota de ghimbir, dă o senzație de răcoare. Pulverizatorul, care este foarte fin, face la fel toată treaba, să fie un mist așa continuu care curge pe tine. Iar mirosul este unul extrem de plăcut, este perfect unisex, este foarte bine echilibrat, nu este deloc dulce, se mai îndulcește pe măsură ce trece timpul, dar deschiderea din punctul meu de vedere is the star of the show, adică e starul show-ului aici. Un parfum foarte fain, perfect unisex, mi se pare că se așează bine și pe piele de femeie și pe piele de bărbat. Este și răcoritor, extrem de potrivit pe caniculă, pentru că uneori mi se pare că parfumurile condimentate echilibrează căldura mult mai mult decât echilibrează poate parfumurile mai fresh, mai acvatice, mai citrice. Îmi place foarte mult parfumul, dacă nu l-ați testat, puneți mâna și testați-l, îl găsiți în Delirium, mi se pare foarte fain, unul dintre... parfumurile condimentate, ușor de purtat, inclusiv pe 40 de grade, pentru că este răcoritor. Mă duce fix cu gândul la pădurea asta verde, așa, tropicală, frunze mari, umezeală, dacă vreți. Mă duce fix în filmul ăla. Pentru mine e altceva și cu siguranță este un parfum deosebit de care o să mă bucur în continuare. Iar ultimul parfum purtat în partea asta de jurnal parfumat și alte nebunii este Olimpia de la Paco Rabanne, pe care l-am terminat. Am reușit să-l termin. Ăsta este un parfum care are vanilie, care are sare, are iasomie de apă, e dulce și de când îl port și l-am purtat în perioada asta la greu. Am primit la complimente pentru el, de nu vă imaginați, de fiecare dată. Am avut o colegă la muncă care alertă ieri, astăzi este duminică când filmez, am fost vineri la muncă și am folosit ultimii strop din Olimpia și a venit la mine și mi-a zis: cu ce te-ai dat? Că miroase demențial, dă-mi să mă dau și eu. Și am zis: nu mai am prietenă, l-am terminat. Ce să vezi? Dar e un parfum fain, e un parfum dulce, de vară. Deși e dulce, mi se pare că nu este deloc greu, nici măcar pe temperaturi ridicate, avem persistență bună la el, cel puțin beige-ul pe care l-am avut eu chiar a avut o persistență foarte bună. Un parfum fain, un parfum plăcut, un parfum dulce, sărat,
acvatic, ea să-mi ia de apă, se simte că nu e ea să-mi ia din Alien, de exemplu. Este mult mai soft, mai blândă, mai ușor de dus, mai ușor de purtat. Mi-a plăcut, a fost fain, dar nu o să mi-l readuc în colecție prea curând. Nu zic nu, în continuare, nu zic nu de tot, dar am cam depășit poate momentul. Mai am și alte parfumuri în sfera asta de... Nu e nici marin, nici tropical. E acolo între, pentru că miros, în momentul în care miros Olimpia, mă gândesc fix la plajă, la mare, la cremă cu protecție solară, la soarele care încălzește pielea. Acolo sunt. Cel puțin cu Olimpia ăsta pe care l-am avut eu, clasicul, niciun flanker. Mi-a plăcut, l-am purtat, am primit complimente pentru el, un parfum fain. Momentan nu mi-l voi aduce în colecție, dar dacă se va ivi ocazia, nu o să spun niciodată nu. M-am bucurat de el, mă bucur că în momentul în care am ajuns cu sticla la jumate, am decis să-l iau la purtare și să mă bucur de el în adevăratul sens al cuvântului. Așa că îi spunem pentru moment adio și Olimpei, ne bucurăm că ai făcut parte din viața noastră și că ne-ai adus complimente și că ai nebunit pe toată lumea, dar avem altele la rând. E bine, dragilor, și ăsta a fost clipul de astăzi, ăsta a fost jurnalul parfumat de astăzi, avem un parfumel care, din păcate, părăsește casa Mihaelei, dulapul Mihaelei, sau Sephora de la mine din dressing, cum mai zice cineva. Avem Imari Naturel, care va pleca către o prietenă, pentru că am depășit momentul cu ADN-ul, este fain, dar avem altele care ne plac mai mult. Și am terminat două parfumuri, unul pe care efectiv l-am adorat și mă bucur că încă mai am o sticlă din el. Tind să cred că o să mă duc înspre el destul de mult și în perioada asta. Și Olimpia, de care v-am spus m-am bucurat, momentan nu o să mi-l aduc în colecție. Ăsta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să-i dați un like, nu uitați că mă găsiți și pe Instagram, am două conturi, le găsiți mereu în descrierea fiecărui clip, aș dori dacă puteți să mă urmăriți și acolo, pentru că acolo mai postez în timp real. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost aici lângă mine, că mă susțineți, că reacționați la clipurile mele, abia aștept să vă citesc în comentarii. Și să-mi spuneți cum vi se pare așa până acum seria asta de jurnal parfumat. Până data viitoare să fiți frumoși, frumoase și parfumați, pentru că asta este tot ce contează. Bucurați-vă, fraților, de parfumurile pe care le aveți. Nu le mai țineți de bune, dați-vă cu ele oricând vreți voi, pentru că o viață avem. Se știe. Până data viitoare v-am pupat, pa!